îmi spui că aș fi bleg să cred că dacă am băgat 500 de lei luna asta, nu mi s-a întâmplat nimic nu la viitoare, trebuie să mă opresc, să nu mai bag. Că merge și așa. Revin la ce am spus mai devreme. Eu, pe de-o parte, pot să rezonez cu teama antreprenorilor sau cu frica de a mai băga bani după ce băga bani și nu s-a întâmplat aparent nimic. Dar nu există acel nimic. Pentru că dacă eu mă duc și bag 500 lei într-o rețea de social media, inevitabil, Ajung la 100 de oameni care nu, care nu au auzit în viața lor de mine. Nu, nu la 100. Ajung la un om. La un singur om. Un singur om care nu știa cine e Magic 5, dintr-o dată a aflat cine e Magic Five Problema este nu că nu funcționa marketing. Problema este cât mă costa să ajung la omul respectiv. Dar eu, dintr-o dată, am un potențial client. Da? Am un om care mă cunoaște, care se abonează la mine, care vrea să fie să facă parte din comunitatea mea. Nu există, nu funcționează. Nu există, există, de fapt, n-am primit rezultatele la care, la care, speram. Nu mi s-au îndeplinit, nu mi s-a îndeplinit dorința conform cu sumele pe care le-am alocat eu. Și aici nu e problema antreprenorului, atenție, e problema mea, omului de marketing. Pentru că eu nu sunt capabil în prima discuție să setez niște așteptări realiste. Nu mai trăim în 2011, când trebuia să ghicești un buce de marketing. Astăzi avem instrumente pe care le putem folosi și putem să determinăm în avans cam cât ar costa să.